Tânărul de 23 de ani se afla internat în Centrul pentru Persoane Adulte cu Handicap Sever din Râmnicu-Sărat de mai mulți ani, având afecțiuni psihice grave. Săptămâna trecută, în timp ce servea masa de seară, el a mușcat dintr-un corn, iar o bucată i-a blocat căile respiratorii, provocându-i asfixierea. Angajații centrului au chemat de urgență o ambulanță, iar tânărul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat. Medicii au făcut tot posibilul să-l readucă la viață, resuscitându-l minute bune. Din păcate, tânărul a pierdut lupta cu viața, iar medicii au declarat decesul. A fost adus de către ambulanță la camera de gardă medicină internă un pacient de 23 de ani, în stop cardiorespirator. S-au încercat manevre de resuscitare, după care a fost declarat decesul, înecat cu bol alimentar. Tânărul a ajuns în grija Centrului pentru Persoane Adulte cu Handicap Sever din Râmnicu-Sărat după ce a fost abandonat de familie încă de când era mic copil. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a fost demarată o anchetă pentru a elucida condițiile în care s-a produs tragedia. În prezent, la nivelul direcției, s-a dispus o comisie de verificare a acestor aspecte. De asemenea, am urmat procedura legală și am pus la dispoziția organelor abilitate toate informațiile privind acest caz. Aspectele privind cauzele și împrejurările evenimentului sunt verificate. Tânărul încadrat cu handicap psihic sever suferea și de alte afecțiuni.